Regele râului de aur, de John Ruskin. În Stiria, într-un colț de țară uitat de lume, unde munții erau atot stăpânitori, se întindea de mult de tot o vale mânoasă cum nu era alta pe pământ. Din toate părțile o înconjurau stânci abrupte și piscuri semețe, pe care domneau zăpezile veșnice. Din stâncile astea țâșneau niște râuri ce-o porneau năvalnic, sărind din cascadă în cascadă. Una din ele și-arunca șuvoaiele spre soarea pune, peste muchia unei stânci grosav de înalte. Așa de înalt era stânca de care vă spun, că după ce se însera și întunericul învăluia totul la poalele munților, razele soarelui mai străluceau încă în plină splendoare deasupra cascadei. Uitându-te la ea, puteai să juri cu mâna pe inimă că e o ploaie de aur. Oamenii de prin partea locului îi și ziseră râul de aur. Ciudat este că niciun râu nu-și purta apele spre valea noastră. Toate coborau pe cealaltă parte a munților și odată ajunse jos, o porneau șerpuind printre lungi întinse și orașe mari, în care oamenii mișunau ca fornicile. Nu știu cum se făcea că norii se duceau nesmintiți spre piscurile înzăpezite și se așezau blând să se odihnească în valea de care v-am vorbit la începutul poveștii. Și uite așa, chiar pe vreme de arșiță și secetă, când soarele pârjolea totul în cale, în valea cea mică, ploile cădeau din belșug. Recoltele de acolo erau așa de bogate, iarba așa de grasă, merele așa de roșii, strugurii așa de negri, vinul așa de parfumat și mierea așa de dulce, că oricine le vedea rămânea mut de uimire. Nu e deci de mirare că mai toată lumea îi spunea Valea Comorilor. Trei frați, Schwartz, Hans și Luc, erau stăpânii acestei văi micuțe. Schwartz și Hans, cei doi frați mai mari, erau urâți ca noaptea. Aveau niște mături de sprâncene, iar ochii lor erau mici și întunecați. Îi țineau întotdeauna pe jumătate închiși și se uitau printre gene. Așa stând lucrurile, n-avea niciodată cum să le citești gândurile, și ziceai mereu că doar ei pot să pătrundă cu gândul și privirea până în străfundul ființei tale. Trăiau de pe urma pământului din Valea Comorilor și se pricepeau de minune să-i smulgă și ultimul rod. Omorau toate vietățile care nu dădeau nimic în schimbul mâncării găsite pe acolo. Împușcau mierlele pentru că ciuguleau fructele, făceau de petrecanii aricilor ca să nu sugă lapte de la vaci, otrăveau greierii fiindcă mâncau fărâmiturile de pâine din bucătărie și striveau cicadele că prea cântau toată vara prin tei. Își puneau servitorii la muncă fără să le dea simbrie, până când vieții oameni nu mai voiau să muncească deloc. Pe urmă se luau la harță cu ei și îi dădeau pe ușa afară, dar de plătit tot nimic nu le plăteau. Cu o gospodărie ca asta ar fi fost de mirare să nu se îmbogățească. Dar nu vă faceți griji, hapsânii s-au îmbogățit de nu mai aveau ce face cu averea. De obicei reușeau să țină grâul în hambar până-i creștea prețul binișor și pe urmă îl vindeau de două ori mai scump decât făcea. Aveau grămezi de bani înșirate pe podea, dar nimeni nu și-aducea aminte să fi dat de pomană vreunul din ei, măcar un bănuț sau coajă de pâine, oricât de uscată. Ce mai încolo și încoace, erau răi și neîndurători. Pe bună dreptate, toți cei care avuseseră cândva de-a face cu ei, îi porecliseră frații negri. Mezinul Gluck parcă nici nu le era frate, atât de mult se deosebea de ei și la suflet și la înfățișare. Slavă Domnului că nu le semăna nici cât negru sub unghie. Era un copil de vreo 12 ani, nu mai mult. Avea păr bălai, ochi albaștri
și în inima lui era câte un locșor pentru fiecare vietate de pe fața pământului. Cum e lesne de ghicit, nu prea se înțelegea el cu frații mai mari, sau mai bine zis, ei nu se înțelegeau cu el. De obicei îl numeau într-o funcție foarte înaltă. Învârtea de frigare când era vorba de fript, ceea ce nu se întâmpla prea des, căci trebuie să știți asta, frații negri care erau zgârciți cu alții, erau aproape la fel de zgârciți și cu ei înșiși. Alte ori micul Gluc le curăța cizmele, freca podelele și uneori spăla blidele. Din când în când primea, drept încurajare, ce rămânea în farfurie și, drept educație, o mamă de bătaie. Lucrurile au mers așa multă vreme. Într-o vară însă a plouat mult și totul s-a dus de râpă în ținuturile vecine. Oamenii nu terminaseră bine de strâns grâul, că apele umflate au și inundat pământul și au cărat stocurile unul câte unul. Via a căzut la pământ bătută de grindină. Niciun pic de grâu n-a mai rămas întreg din cauza mâlului. Doar valea comorilor, ca de obicei, era ferită de toate acestea. Când nicăieri nu ploua, acolo era ploaie destulă. Acum însă soarele strălucea, desluau ochii, deși peste tot în jur nori negri și grei pluteau amenințători. Toți sătenii veneau la frații negri să cumpere grâu și plecau blestemându-i amarnic. Schwartz și Hans cereau prețuri fabuloase și oamenii dădeau că erau strânși cu ușa. Numai săracii n-aveau de unde plăti, așa că lor nu le mai rămânea decât să cerșească sau să moară de foame la ușa celor doi frați haini. Să nu credeți cumva că frații negri se închiseau de treaba asta. Nici vorbă. Veniră zorile și cei doi frați se uitară pe fereastră de la odaia lui Gluc. Valea comorilor era acum tot o apă și un pământ. Puhoaiele măturaseră copacii, grânele și vitele și lăsaseră în loc o întindere pustie de nisip roșu și mâl întunecat. Cei doi frați se furișară în bucătărie tremurând de frig și frică. Apa umpluse toată casa și dusese cu ea grâu, bani, aproape tot ce se putea mișca. Pe masa din bucătărie rămăsese numai o carte de vizită mică și albă, desenată cu litere mari și lăbărțate. Domnia sa, vântul de miază-noapte. Domnia sa, vântul de miază-noapte, s-a ținut de cuvânt, n-a mai călcat prin valea comorilor. Și cei mai rău avea atâta influență asupra rubedenilor lui, vânturile în general, și o folosea cu atâta spor, că ele toate parcă ar fi fost unul. Prin urmare, de la un capăt la altul al anului, în valea fraților nu mai cădea nicio picătură de ploaie. Deși totul era verde și înfloritor, în câmpiile de la poalele munților, domeniul celor trei frați se preschimbase într-un deșert. Ce fusese cândva cel mai roditor pământ din regat, se prefăcuse într-o grămadă de nisip roșu. Frații mai mari erau în stare să se ciondănească cu cerul potrivnic, dar acum nu. Așa că disperați, părăsiră comoara lor fără valoare și o porniră să-și câștige pâinea printre oamenii de la câmpie. Nu mai aveau niciun ban. Mai găsiră doar niște bucăți de aur cu forme ciudate, ultimele rămășițe ale bogăției pe care o dobândiseră prin vicleșug. Ce-ar fi să ne facem aurari?" îi spuse Schwartz lui Hans când intrară într-un oraș mare. E o meserie bună pentru niște șmecheri ca noi. Putem să băgăm la aramă în aur și nimeni nu o să știe ce am făcut." Căzură de acord că ideea era cum nu se poate mai bună. Închiriară un cuptor și s-apucară de lucru. Dar treburile nu le mergeau cine știe ce, din două motive nu prea importante. Primul, că oamenii nu se lăsau prostiți de aurul îndoit cu aramă, și al doilea că, de câte ori vindeau ceva, cei doi frați mai mari îl lăsau pe micul Gluc să vadă de cuptor și se duceau alături la o berărie să dea bani. Așa atopiră tot aurul, fără să facă rost de bani ca să cumpere altul.
până la urmă rămaseră cu o cană mare pe care un unchi o dăruise micului Gluck. Băiatul ținea la ea ca la ochii din cap și n-ar fi dat-o de lângă el pentru nimic în lume, deși altceva decât lapte și apă nu bea din ea. Cana arăta cam ciudat. Toarta era formată din două cununi de păr auriu, atât de fin făcute, că păreau mai degrabă mătase decât metal. Cununile astea două coborau și se împleteau cu o barbă și niște favoriți la fel de măestrit lucrate, care înconjurau și împodobeau un chip micuț, foarte fioros, drept în partea din fața a cănii. Chipul ăsta era din cel mai roșu aur care s-a văzut vreodată și avea ochi ce te lăsau să crezi că stăpânesc toată lărgimea cănii. Nu puteai să bei ceva din ea, că ochii ăia nu te slăbeau deloc și te priveau insistent dintr-o parte. Chiar Schwartz, cu gura lui, jura pe toți sfinții că odată după ce își turnase pe gât de 17 ori vin de rin din cană, a văzut cum clipeau ochii cu pricina. Când veni timpul să prefacă în linguri cana lui Gluck, vestea mai că zdrobi bietul băiețel. Dar frații râseră în nas, aruncară cana în oala de topit și o porniră teleap-teleap spre berărie. Ca de obicei, îl lăsară pe prâzlea să toarne aurul în forme. Ce doi plecaseră? Gluck aruncă o privire ca să-și ia adio de la vechiul lui prieten din oala de topit. Părul de aur dispăruse. Nu mai rămăsese nimic din cană, doar nasul cel roșu și ochii strălucitori care se uitau mai răutăcios ca niciodată. Și nici nu-i de mirare, își zise Gluck în sinea lui, după ce ne-am purtat cu el cum ne-am purtat. Se duse neconsolat la geam și se așeză să ia o gură de aer proaspăt ca să scape de suflarea fierbinte a cuptorului. Ei, și fereastra lui dădea chiar spre șirul de munți care, așa cum v-am spus mai înainte, înconjurau Valea Comorilor și mai ales spre piscul din care curgea râul de aur. Era la vremea când ziua se îngâna cu noaptea. Gluck se așeză la fereastră și văzu pe culmile stâncile înroșite în lumina asfințitului. Norii se desfăcuseră în fâșii strălucitoare, care parcă ardeau și-și fluturau aripile pe lângă stânci. Iar râul, mai strălucitor decât toate, preschimbat într-un șuvoi de aur curat, cobora din prăpastie în prăpastie, însoțit de imensul arc purpuriu al curcubeului, învolburându-se și dispărând pe rând în puzderia de picături pitice. Ei, ce bine ar fi să fiuie râul de aur adevărat, spuse Gluck după ce privi câteva clipe apa dezlănțuită. Nu, n-ar fi bine deloc, Gluck, spuse chiar în urechea lui o voce clară cu inflexiuni metalice. Cerule mare, ce-i asta? Exclamă Gluck sărind în picioare. În odaie nu era nimeni în afară de el. Se uită în jur, se uită sub masă, se uită de nu știu câte ori în spate, dar tot nimic nu văzu. Se așeză din nou la fereastră și de data asta nu scoase o vorbă. Nu putu însă să nu se gândească iar că ar fi grozav dacă râul ar fi cu adevărat de aur. Ba deloc, băiete, spuse aceeași voce mai tare ca înainte. Cerule mare, ce-i asta? Se întrebă Gluck din nou. Se uită încă o dată prin toate colțurile și căută în dulapuri. Pe urmă începu să se învârtă repede de tot în mijlocul camerei, crezând că e cineva în spatele lui. Chiar atunci aceeași voce îi răsună din nou în ureche. De data asta cânta foarte vesel. Nu se auzea niciun cuvânt, era doar o melodie vioaie și plăcută, ce aducea cu cântecul apei care fierbe într-un ceainic. Gluck se uită pe fereastră. Nu, vocea era cu siguranță în casă. Se uită pe scări și pe urmă coborâ. Nu, vocea era cu siguranță chiar în odaia aceea și venea tot mai repede și mai clar. Deodată lui Gluck i se păru că o aude mai tare lângă cuptor. Alergă la gura cuptorului și se uită înăuntru. Da, asta era. Părea că vine nu numai din cuptor, dar chiar din oală.
Dădu-le o parte capacul și sări înapoi speriat, căci oala cânta și nu se lăsa deloc. Un minut sau două, băiatul rămase în cel mai îndepărtat ungher al odăii, cu mâinile ridicate și gura căscată. Cântatul se opri și aceeași voce îi spuse răspicat: "Salut!" Gluc nu răspunse. "Salut, Gluc, băiete!" spuse din nou oala. Gluc își luă inima în dinți, se duse întins la creuzet, îl scoase din cuptor și se uită în el. Aurul se topise și avea o oglindă netedă și lucitoare ca fața unui râu leneș. Dar în loc să-și vadă căpșorul oglindit în fața lucii a aurului, micul Gluc zări cu totul altceva. Pe sub aurul topit apărură nasul roșu și ochii pătrunzători ai prietenului său de pe cană. Și nasul era de 1000 de ori mai roșu și ochii de 1000 de ori mai pătrunzători decât îi văzuse el vreodată. "Haide, Gluc, băiete!" glăsui iar vocea din oală. "Sunt gata! Toarnă-mă în fornă!" Dar Gluc era prea amețit ca să se apuce de așa ceva. "Toarnă-mă în forme!" spuse vocea cu patim. "M-am înfierbântat de nu mai pot!" După multe sforțări, Gluc își reveni, puse mâna pe creuzet și l-a plecă puțin ca să toarne aurul. Dar în loc de aur, apărură mai întâi niște piciorușe gălbejite, apoi un frac, pe urmă două mâini bine înfipte în șold și la sfârșit capul, atât de cunoscut al prietenului său de pe cană. Toate susnumitele articole se legau unul de altul pe măsură ce ieșeau din oală. Puțin câte puțin a apărut țâfnos pe podea un piticuț de aur înalt de un picior și jumătate. "Așa mai merge," zise piticul întinzându-și întâi picioarele, apoi mâinile și pe urmă vreme de 5 minute, mișcându-și într-una capul din toate părțile, mai să-și sucească gâtul, de parcă voia să vadă dacă fiecare bucățică din el era pusă la locul ei. În vremea asta, Gluc se uita la el mut de uimire. Piticul era îmbrăcat cu o tunică despicată, țesută din fir de aur. Așa de fină era țesătura că minunatele culori ale curcubeului apăreau toate pe ea ca pe o tablă de sidef a unei măsuțe de salon. Și peste tunica asta nemaipomenită, părul și barba piticului se revărsau în valuri unduitoare, atingându-i genunchii. Erau atât de delicate că Gluc nici n-ar fi putut să spună unde se sfârșeau, parcă se topeau și dispăreau în văzduh. Cu toate acestea, trăsăturile feței nu dădeau la iveală aceeași delicatețe. Erau mai degrabă aspre și te făceau să te gândești că mititelul nostru care se ascundea după fața aceea ușor arămie era un încăpățânat și un nesupus fără pereche. Când și-a terminat de inspectat făptura, piticul și-a ațintit ochișorii scoditori asupra lui Gluc și l-a privit așa vreo câteva minute. "Nu, n-ar fi deloc bine, Gluc, băiete!" făcu omulețul. Fără îndoială, ăsta era începutul cam brusc și incoerent al unei conversații sau cel puțin așa credea piticul. Poate că avea ceva de a face cu gândurile lui Gluc, că cele îl făcuseră pe chiștocul nostru să arunce remarcile alea cât mai era încă în oal. Dar cu orice ar fi vrut de a face cu vorbele de mai sus, Gluc n-avea chef deloc să se ciorovăiască pentru asta. "Zău!" spuse Gluc blând și supus. "Nu," zise piticul hotărât în încheiere, "n-ar fi deloc bine." Și cu asta și îndesă bine fesul pe urechi și sări de vreo câteva ori prin odaie, ridicându-și picioarele foarte sus și pe urmă trândindu-se pe podea din toate puterile. Pauza asta i-a dat răgaz lui Gluc să-și adune puțin gândurile. Văzând că nu prea are motive să-și privească minusculul vizitator cu frică și simțind că îi dă curiozitatea ghez mai mult decât uimirea, după multe șovăieli, îndrăzni să pună o întrebare deosebit de delicată. "Rog-vă, domnule dumneavoastră, ați fost cana mea?" La auzul acestor vorbe, omulețul se întoarse brusc, merse glonț la Gluc și îi se înfățișă în toată statura lui impunător de piticească. "Eu," făcu el, "sunt regele râului de aur." După care se mai întoarse odată și sări de mai multe ori prin odaie ca să lase timp să se risipească uimirea ce-l cuprinse pe băiat.
Pe urmă se duse din nou la Gluck și rămase locului ca și cum ar fi așteptat comentarii la comunicarea de mai înainte. Gluck era oricum hotărât să spună ceva, așa că îi dădu drumul. Sper că înălțimea voastră se simte bine? Ascultă la mine, zise omulețul, sigur fiind că întrebarea politicoasă ce-i fusese adresată nu merită niciun răspuns. Eu sunt regele râului de aur. În starea în care m-ai văzut, m-a dusese răutatea unui rege mai puternic, dar tu m-ai mântuit de vrăjile lui. Firea-ți bună și purtarea față de frații tăi cei răi mă îndeamnă să te ajut. Așa că ia aminte la ce-ți spun. Dacă va urca cineva în vârful unui munte, de unde vezi tu izvorând râul de aur, și va arunca în râu la izvor 3 picături de apă ca lacrima, pentru acela și numai pentru el, se va preface în aur. Dar cine a dat greș odată, nu o să reușească a doua oară. Și pe cel ce va arunca apă tulbure, râul îl va lua cu el și îl va schimba într-o piatră neagră. Acestea fiind zise, regele râului de aur se întoarse și merse în adins spre inima celei mai fierbinți flăcări din cuptor. Se făcu roșu, alb, transparent, de o strălucire care îți lua vederea. Era o vâlvătaie ce răspândea în jur o lumină orbitoare. Se ridică, începu să tremure și ial de unde nu-i. Regele râului de aur dispăruse. Uf, strigă bietul Gluck, alergând să se uite pe coș după el. Vai de sufletul și de zilele mele, cana mea, cănuța mea dragă și scumpă. Nici nu plecase bine regele râului de aur, că Hans și Schwartz dădură buzna în casă, urlând ca sălbatici. Erau beți turtă. Când aflară că și ultima bucățică de aur li se dăduse pe apa sâmbetei, se treziră ca prin minune. Vestea a avut darul să-i țină treji un sfert de ceas, timp în care nu mai dovedeau să care pumni cu neminguita în spinarea lui Gluck. După asta se trântiră fiecare pe cât un scaun și îl puseră pe Gluck să zică ce avea de zis în propria ei apărare. Băiatul le spuse povestea din care, ce să mai vorbim, cei doi frați nu crezură nici cât negru sub unghie. Îl luară din nou la bătaie și nu se lăsară până nu făcură bășici în palme. Îl snopiră și pe urmă, clătinându-se pe picioare, se duseră să se culce. A doua zi, Gluck le povesti tot ce le povestise și cu o zi în urmă. Văzând ei că țâncul o ține una și bună, parcă începură să-l creadă. Ce a urmat, nici nu-i nevoie să vă spun. Cei doi se ciondăniră preț de câteva ceasuri, care să-și încerce întâi norocul. După asta, își scoaseră săbile din teacă și începură să se bată ca chiori. Speriați de încăierare, vecinii încercară să-i liniștească. Când văzură însă că n-au sors de izbândă, trimiseră pe careva să cheme oamenii legii. Cum auzi una ca asta, Hans o șterse și se ascunse undeva. Pe Schwartz îl prinseră, îl duseră în fața judecătorului și dădură o amendă pentru că a tulburat liniștea celorlalți. Dar el își băuse și ultimul bănuț cu o seară în urmă, așa că l-aruncară în temniță să stea acolo până când o fi în stare să plătească. Ei, și dacă văzu cum stau lucrurile, Hans, mai să nu-și mai încapă în piele de bucurie, își puse în gând să o pornească neîntârziat spre râul de aur. Greu era să facă rost de apa curată ca lacrimă. Ce să facă Hans? În seara cu pricina merse la izvorul de unde beau numai oamenii curați la suflet și fură o cană plină, apoi se întoarse acasă triumfător. A doua zi se sculă înaintea soarelui, turnă apa într-o sticlă zdravănă, puse două ploscuțe cu vin și niște carne în coș, atârnă coșul cu o curea pe după gât, înșfăcă o bâtă și o porni la drum. Ca să iasă din oraș, trebuia să treacă pe lângă închisoare. Și pe cine credeți că văzu la o ferestruică? Pe Schwartz, în carne și oase, care se uita la el de după grade și părea tare nemângâiat.
Neața, frățioare, zise Hans, mă duc la regele râului de aur. Ce să-i spun de la tine? Schwarz scrâșni din dinți cu furie și trase de gratii cât îl ținură puterile. Hans îi dădu cu tifla și îl sfătui să stea cu minte la locul lui până s-o întoarce el. Apoi luă coșul în spinare, scudură sticla pe sub nasul lui Schwarz până apărură clăbuci pe apa de izvor și o porni din nou, bine dispus, cum nu mai era altul pe lume. Într-o dimineață ca asta, orice om s-ar fi simțit fericit, chiar dacă n-ar fi avut de căutat râul de aur. Fâșii de ceață înrourată se întindeau de-a lungul văii ce dădea la iveală munții cei falnici. Stâncile de la poale, pe care abia dacă le zăreai prin aburii ce pluteau în aer, erau învăluite într-o pâclă cenușiu lăptoasă. Încet, încet, se ridicau până cădeau de minunatul astru, care picta cu purpură stâncile ascuțite și cu razele lungi și drepte străpungeau perdeaua de pini ce aducea cu sine sulițe. Deasupra se vedeau stâncile colțuroase pe care apa le zimțase și le fierăstruise într-o sumedenie de forme fantastice. Din loc în loc apărea câte un petec de zăpadă luminat cu dărnicie de razele soarelui. Și așa stâncile astea făcute ferfeniță, așezate în zigzag de parcă ar fi urmat drumul unui fulger, ți arătau prăpastile ce se căscau sub ele și te ajutau să te ferești. Iar mult deasupra și dincolo de toate astea, mai diafane decât norul din zori de zi, dar mai curate și nespuse schimbării, piscurile zăpezii eterne dormeau încă pe perna de azur a cerului. Râul de aur ce izvora dintr-o stâncă mai bondoacă pe care zăpada o ocolise era tot cufundat în umbră. Tot, în afară de puzderia de strop ce se ridica încet ca un fum deasupra liniei șerpuitoare a cascadei și plecau ușor ca niște colăcei plăpânzi pe aripile vântului de dimineață. Hans își ațintise privirile asupra râului de aur și gândurile lui se îndreptau toate într-acolo. Uită că are de mers cale lungă, nu glumă, și o lua la picior fără să mai stea pe gânduri. Nu trecu mult și simți că îl lasă puterile și nici măcar n-apucase să treacă primul șil de dealuri joase acoperite cu verdeață. Pe când urca el așa, dădu cu ochii de un ghețar cât toate zilele, care îi se așezase în drum, parcă să nu-l lase să ajungă la izvorul râului de aur. Tare se mai minună când îl văzu și cum să nu se minuneze? Știa munții ca în palmă, dar de ghețarul ăsta habar n-a fusese. Porni curajos, măcar că nu pusese niciodată piciorul pe un ghețar așa de ciudat și primejdios. Gheața era alunecoasă, alunecoasă foarte tare. În toate hăurile apa care țâșnea din crăpături vuia neîmblânzită. Vuietul ei răzbătea ca un crâmpei de melodie curgătoare și îndrăcită, pe urmă se curma și izbucnea din nou în tonuri scurte, melancolice, sau ca niște țipete picate din cer, scoase parcă de un om bătut de soartă sau chinuit de durere. Gheața spartă luase mii de forme aurite, dar niciuna, își zise Hans, n-aducea cu bucățile de gheață pe care le știe orice om. Toate aveau o expresie ciudată. Așa, schimonoschite și zbatjocoritoare cum erau, semănau cu niște chipuri a Evea. O puzderie de umbre înșelătoare și lumini lugubre se jucau și pluteau printre vadurile de gheață de un albastru transparent. Cu strălucirea lor orbeau călătorul și îl zăpăceau că nu mai știau omul pe ce lume se află. Și toate astea în timp ce mugetul neistovit al apei care țâșnea din adâncuri îl asurzea și îl făcea să simtă că se învârte pământul cu el. Hans mergea înainte și groaza ce-l cuprinsese creștea pas cu pas. Gheața se despica bubuind și alte prăpăsti se căscau la picioarele lui și cădeau în cale cu un zgomot asurzitor. De nu știu câte ori dăduse piept cu asemenea primejdii pe ghețarii cei mai înspăimântători și pe vremea cea mai cumplită. Cu toate astea, îl cuprinse o frică soră cu moartea când veni vremea să sară peste ultimul hău.
slei de puteri și tremurând din toate închieturile, se aruncă pe iarba unui tăpșan, unde se simțea în sfârșit în siguranță. N-avusese încotro și trebuise să lase pe drum coșul cu mâncare, că tare mai greu să-l care după el. Așa că acum, când avea nevoie de puteri proaspete, nu-i rămânea decât să zdrobească niște gheață și să o mănânce. Cu asta și-alină totuși setea. După o oră de odihnă, își recăpătă puterile și, mânat de lăcomiei neîmblânzită, Hans plecă mai departe pe drumul anevoios spre izvorul râului de aur. Acum drumul urca drept spre creasta golașă a muntelui. Nu era fir de iarbă să ți-o stoiești usturimea tălpilor încinse, nu era nici un petic de umbră să te ferească de soarele dogoritor de la miază zi. Trecuse de amiază și razele soarelui cădeau ca niște bice de foc pe cărarea abruptă. În aer nu se mișca nimic și arșița pusese stăpânire pe tot și toate. Curând, pe Hans începu să-l chinuie o sete cumplită, ca să nu mai vorbim că-l ajunsese oboseala și abia își mai tăra picioarele. Se uita într-una la sticla cu apă de la brâu. Trei picături ajung, își spuse el până la urmă, măcar să-mi umezesc un pic buzele cu apa asta. Trase dopul și, pe când ducea sticla la gură, privirile-i căzură pe piatra de lângă el. Era acolo ceva, nici el nu știa ce, și parcă mișca. Se lămuri repede. Pe piatră zăcea un cățeluș, mai să-și dea duhul de sete. Avea limba scoasă de un cot, botul îi se uscase, iar labele, aproape fără viață, le ținea întinse ca niște bețe. O armată de furnici negre îl năpădiseră și se plimbau în voie pe bot și în gâtleș. Își rorti un ochi pe sticla din mâna lui Hans. Dar Hans al nostru ridică sticla, bău, dădu cu piciorul în câine și plecă mai departe. Prea bine nu știa nici el și nici mâna în foc n-ar fi pus-o, dar parcă hodoră un trunc, o umbră ciudată a apărut pe cerul albastru. Cu fiecare clipă, cărarea se făcea tot mai abruptă și mai plină de pietre colțuroase. În loc să-l învioreze și să-l răcorească, aerul de munte parcă-i turnase foc în vine și cascadele cu zgomotul lor parcă-l luau în zeflemea. Toate erau departe, iar setea îl chinuia din ce în ce mai tare. Mai trecu o oră și Hans se uită din nou la sticla care i-a târna pe un șolt. Era golită pe jumătate, dar tot era în ea mult mai mult decât trei picături. Se opri să o deschidă din nou. Pe când făcea treaba asta, văzu ceva mișcând pe cărare. Era un copil bălai, care zăcea întins pe pietre aproape fără viață și din când în când scotea câte un geamăt amarnic din pieptul mititel. Avea ochii închiși și buzele arse de sete. Hans se uită la el în adins, bău și trecu mai departe. Un nor negru acoperi soarele și umbre lungi ca niște șerpi înconjurară munții. Hans mergea voinicește mai departe. Soarele trecea spre asfințit, dar nu se simțea nicio urmă de răcoare. Aerul greu ca de plumb îl sufoca pe omul nostru, dar ținta era aproape. Ridică ochii și văzu cascada râului de aur care stătea jucăușă în coasta muntelui. Nu era mai mult de o aruncătură de băți până la ea. Hans se opri o clipă să-și mai tragă sufletul un pic și sări opintindu-se ca să-și atingă ținta. În clipa aceea auzi un țipăt slab. Întoarse capul și văzu un bătrân întins pe pietre. Ochii se duseseră în fundul capului, iar pe fața ei albă ca de mort era întipărită disperarea. Apă! Strigă el slab, întinzând mâinile spre Hans. Apă! Mor! N-am niciun strop, îi răspunse Hans, dar tu ți-ai trăit traiul, ajungă-ți! Sări peste trupul lipsit de vlagă și o porni mai departe ca din pușcă. Un fulger albastru de forma unei săbii țâșni dinspre răsărit. Brăzdă cerul de trei ori și l-acoperi cu o umbră neagră de nepătruns.
Soarele asfințea dispărând în zări ca o minge de foc. Lui Hans îi păruse în urechi că mugetul râului de aur se aude. Apa trecea printr-o văgăună și Hans era chiar pe marginea ei. Undele purtau splendoarea aprinsă a apusului de soare. Își scuturau crestele ca niște limbi de foc și în spuma lor se vedeau sclipiri roșii ca sângele. Zgomotul venea din ce în ce mai tare, bănuind simțurile omului și făcându-l să-și piardă mințile. Tremurând, Hans luă sticla de la brâu și o aruncă în mijlocul șuvoiului. Cât ai bate din palme, simți ceva rece ca gheața străpungându-i tot trupul. Se clătină pe picioare, scoase un țipăt și căzu. Apele cu vâietul lor îi acoperiră țipătul pentru vecie. Și geamătul râului se ridică sălbatic în noapte, în vreme ce valurile începură să spele piatra neagră. Bietul Gluck, rămas singur acasă, aștepta cu îngrijorare să se întoarcă Hans. Văzând că frate său nu mai vine odată înapoi, se sperie din cale afară și se duse la închisoare să-i spună lui Schwartz ce se întâmplase. Pe Schwartz, vestea asta îl gâdila la urechi ca zornăitul banilor sau gâlgâitul vinului. Își dădu cu presupusul că Hans a prefăcut într-o piatră neagră și, prin urmare, tot aurul avea să fie al lui și numai al lui. Gluck, săracul, era tare amărât și plânse toată noaptea de ți se rupea inima, nu alta. Când se sculă dimineața, n-a avut ce pune în gură și nici urmă de bani nu găsi prin casă. Văzând așa, se tocmi să muncească la un aurar și munci cu atâta hărnicie și așa de bine din zori și până noapte că nu trecu mult și strânse bani destui ca să plătească amenda lui Schwartz. Dădu cât trebuie la închisoare și își scoase fratele de acolo. Schwartz nu-și mai încăpea în piele de bucurie și zise că s-ar cam conveni să pună mâna și pe niscai aurul din râu. Și Gluck se ruga de el să se ducă, dar pentru altceva, doar o afla ce s-a ales din Hans. Schwartz auzise el că Hans furase apă sfințită și își spuse în inima lui că poate treaba asta nu e tocmai pe placul mititelului rege al râului de aur. Își puse deci în gând să o scoată altfel la capăt, mai bine decât frate său. Ți și făcut. Mai luă niște bani de la Gluck și se duse de lispiti pe paznicul izvorului, care, când văzu bănetul, îi dădu apă curată ca lacrima. Acum Schwartz era cu inima împăcată că nu mersese cu furtișa ca frate său. Se sculă dis de dimineață până să se crape de ziua, își puse pâine și vin într-un coș, turnă apă sfințită într-o sticlă și porni la drum spre inima munților. Ca și Hans, tare se mai miră când dădu cu ochii de ghețar. Când veni vorba să-l treacă, nu-i fu deloc ușor, deși lăsase coșul cu merinde pe drum. Pe cer nu se vedea nicio scamă de nor, dar cu toate astea lumină nu prea era. O pâclă roșiatică acoperise greoaie cerul și dealurile de prin prejur păreau mohorâte și ursuze. Cum urcă el pe cărarea săpată în stânca abruptă, îl apucă o sete cumplită, ca și pe frate său. Duse sticla la gură, atunci văzu copilul cu păr bălai care zăcea pe pietre. Bietul de el scâncea și gemea după apă. Apă vrei?" zise Schwartz. Păi n-am nici pentru mine." Și trecu mai departe. Cum mergea el așa? Parcă văzu că se întunecă soarele și că dinspre apus se ridică niște nori cât toate zilele și negri ca tăciunele. Mai urcă preț de vreun ceas și din nou îl apucă setea. Tare ar mai fi băut ceva. Atunci zări bătrânul care zăcea întins pe potecă în fața lui și l-auzi cum plânge după apă. Apă vrei?" zise Schwartz. Păi n-am nici pentru mine." Și-și văzu de drum. Din nou îi se păru că lumina slăbește și când se uită spre cer, ce să vadă? O pâclă de culoarea sângelui acoperise soarele. Norii uriași și negri se ridicaseră sus de tot
și marginile lor drențuite se zbăteau în toate părțile ca valurile pe marea înfuriată. Umbrele lor lungi îi brăzdau cărarea. După asta, Schwartz mai urcă vreme de un ceas și iar i se făcu sete. Când duse sticla la gură, i se păru că îl zărește pe Hans întins la pământ în fața lui. Se uită mai bine și văzu că arătarea întinde mâinile spre el și cere apă printre suspine. Ha, 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 rânji Schwartz, aici erai, ehei, băiete dragă, mai ții tu minte gratile închisorii? Acum vrei apă, nu-i așa? Și ce crezi că am adus-o până aici ca să ți-o dau ție? Pofta în pui? Și cu un pas mare vrut să treacă peste Hans. Când trecea peste el, parcă văzu cum buzele îi se strâmbară într-un rânjet zeflemitor. Mai merse un pic și își întoarse capul să se uite, dar arătarea dispăruse. Îl cuprinse deodată groază. De ce? Nu știa nici el. Dar setea de aur îl făcu să-și învingă frica și omul se năpusti înainte. Nori mari cât toate zilele și negri ca tăciunele se ridicară la zenit și din ei prinseră a trăzni fulgere. În răstimpul dintre două răbufnituri de fulgere, valurile întunericului parcă se ridicau și pluteau peste tot cerul. Soarele apunea și cerul se făcuse neted ca oglinda unui lac de sânge. Vântul prinse să bată cumplit, sfârtecând norii purpurii și împrăștindu-se departe în besnă. Schwartz ajunse la marginea văii pe unde curgea râul de aur. Valurile erau negre ca norii ce prevestesc furtuna, dar spuma de pe crestele lor era roșie ca focul. Schwartz aruncă sticla în râu și atunci mugetul apei de pe fundul văii se contopi cu bubuitul unui tunet venit din cer. Pe dată fulgerul îl orbi cu lumina lui, pământul se căscă de desubt și lânghiții, iar apele îl înăbușiră și înăbușiră strigătul odată cu vuietul lor. Geamătul râului se ridică sfâșietor în noapte, căci apa trecea acum peste cele două pietre negre. Schwartz nu mai venea și Gluck era tare mâhnit din pricina asta. Nu știa ce să facă, pe ce cale s-o apuce. Bani n-avea de fel, așa că nu-i mai rămânea decât să se tocmească din nou la un aurar. Stăpânul îl punea la muncă grea, dar de plătit nu-i plătea nimic. După o lună sau două, Gluck, slei de puteri, se hotărâ să-și încerce și el norocul la izvorul râului de aur. Regele ăla mititel părea tare cum se cade, își zise Gluck în gând. N-o să mă preschimbe el în vreo piatră din alea negre. Se duse la izvor, îl rugă pe paznic să-i dea apă din cea limpede și acesta împlini pe dată rugămintea. Apoi Gluck luă un coș cu niște pâine și o sticlă cu apă și cum se crăpă de zi o porni întins spre creierul munților. Și pe Hans și pe Schwartz, ghețarul îi pusese la grea încercare, îi storsese de puteri, ce mai încolo și încoace. Pentru Gluck însă încercarea fusese de 100 de ori mai grea, fiindcă el nici voinic nu era și nici munții nu-i bătuse atâta în lung și în lat cum făcuseră frații lui. De câteva ori căzu și se lovi rău de tot, își pierdu coșul cu pâine și de câte ori auzea zgomotul ăla ciudat care venea de sub gheață, inima îi se făcea cât un purice. Când ajunse de cealaltă parte a ghețarului, se culcă pe iarbă și stătu multă vreme întins ca să-și recapete puterile. Pe urmă se puse pe urcat tocmai când era soarele mai fierbinte. După o oră de urcuș, simți că ia foc gâdlejul de sete. Era cât pe aici să bea, ca și frații lui, când văzu pe cărare un bătrân care venea spre el. Se sprijinea în toiac bietul om, că abia se mai ținea pe picioare. Fiule, spuse bătrânul, sunt mor de sete, dă-mi și mie puțină apă. Când îl văzu așa de palid și vlăguit,
Gluc îi dădu sticla cu apă. Rogu-te numai, moșule, să nu o bei pe toată, spuse băiatul. Dar bătrânul bău până se sătură și dădu înapoi sticla goală pe trei sferturi. După asta îi ură drum bun și Gluc o porni vesel mai departe. Și zău, parcă era mai ușor acum. Apărură două-trei firicele de iarbă, iar câțiva cosași începură să țârie prin prejur. Băiatul n-a auzit în viața lui un țârâit așa de vesel. Mai merse preț de vreun ceas și după asta îi se făcu o sete de nu mai putea să îndure. Dar când puse mâna pe sticlă, dădu cu ochii de un copilaș care zăcea la marginea drumului. Năpârstocul gâfâia și plângea după apă, de ți se rupea inima. Gluc se luptă cu el însuși și se hotărâ să mai rabde un pic de sete. Puse sticla la gurița copilului și țâncul bău, lăsând numai câteva picături. După asta, năpârstocul îi zâmbi, se sculă în picioare și o porni în fugă la vale. Gluc se uită după el până ce copilul se făcu mic ca un bob de linte, pe urmă se întoarse și o porni din nou la deal. Și ce să vezi? Pe stâncile golașe începură să crească tot felul de flori minunate și un mușchi verde și strălucitor presărat cu flori ca niște sticluțe trandafirii, cu clopoței de gențiană, mai albaștri decât cerul cel mai senin din lume, și cu crini albi ca laptele. Fluturi de culoarea sângelui și a liliacului zburau în toate părțile, iar cerul trimitea pe pământ o lumină atât de curată că pe Gluc îl cuprinse o fericire cum nu mai simțise niciodată până atunci. Dar după ce urcă încă un ceas, setea a început să-l chinuie din nou. Se uită la sticlă și văzu că nu mai rămăseseră decât 5 sau 6 picături. Își dădu seama că n-are de unde să mai bea. Și pe când își atârna iar sticla la brâu, văzu pe pietre un cățeluș cu limba scoasă de un cot, care trăgea să moară. Așa îl văzuse și Hans în ziua când urcase spre izvorul râului de aur. Gluc stătu pe loc să se uite la el și pe urmă își îndreptă privirile spre râul de aur. Nu era mult până acolo. Îi veneau în minte vorbele piticului că cine a dat greș odată n-o să reușească a doua oară. Vrut să treacă mai departe și să-și vadă de drum, dar cățelul schelălăie atât de amarnic că Gluc se opri din nou. Bietul de el, își spuse Gluc, dacă nu-l ajut acum, o să-și dea duhul până mă întorc eu. După asta se uită tot mai atent la el și văzu că amărutul ăla îl privește cu atâta jale că făcea și pietrele să plângă. Dar mai dă-l încolo de rege cu aurul lui cu tot, zise Gluc văzând cât suferă bietul câine. Destupă sticla și-i turnă pe gât ultimele picături. Cât ai bate din palme, câinele sări în picioare și se ridică pe labele dinapoi. Îi dispăru coada și urechile și se făcură lungi de tot, croite parcă din mătase aurie. Nasul îi se făcu roșu ca o sfeclă, ochii începură să clipească repede de tot și până să se dezmedicească băiatul, câinele ia-l de unde nu-i. Și iată că în fața lui Gluc a apărut vechea lui cunoștință, regele râului de aur. Mulțam, zise înălțimea sa, dar nu te speria că toate sunt așa cum trebuie. Gluc o cam băgase pe mânecă, fiindcă știa el ce spusese mai înainte despre rege și aurul lui, așa că rămase cu gura căscată când auzi ce răspuns îi dea luminăția sa. De ce n-ai venit mai repede? Se rățoi el la pitic. Nu, mi-ai trimis pe neisprăviții ăia ca să-mi dai de lucru. Să am pe cine preface în pietre, nu? Și încă ce pietre? Fai de mine și de mine, făcu Gluc. Așa de nemilos ați fost. Nemilos? Zise piticul. Mi-au turnat apă spurcată în râu. Cum era să îngădui una ca asta? Da, domnule, vreau să spun maestate, bag mâna în foc că au luat apă din izvorul ca lacrimă. Or fi luat-o, nu zic nu, răspunse piticul,
dar apa pe care nu o dai bolnavilor sau celor pe moarte când ți-o cer, e spurcată, oricât ar fi fost ea de binecuvântată. Și zicând vorbele astea, piticul se aplecă și culese un crin care creștea la picioarele lui. Pe petalele albe erau 3 picături de rouă, curate ca lacrima. Piticul le scutură în sticla din mâna lui Gluc. Aruncă-le în râu, îi porunci el, și coboară în Valea Comorilor, pe partea cealaltă a muntelui. Drum bun! Pe când vorbea el așa, silueta piticului începu să-și piardă conturul. Culorile jucăușe de pe mantie se preschimbară într-o ceață cu sclipiri de rouă. O clipită regele stătu învăluit în ele, ca într-un curcubeu uriaș. Pe urmă, culorile păliră, ceața se risipi în aer și înălțimea sa dispăru ca luat de vânt. Gluc urcă până la marginea văgăunii prin care curgea râul de aur. Apa lui era limpede ca cristalul și la fel de strălucitoare precum soarele. Când aruncă în râu cele 3 picături de rouă, pe locul unde căzură se căscă un vârtej mititel și rotund în care apele intrară gâlgâind melodios. Gluc se uită o vreme tare dezamăgit. Nu numai că râul nu se preschimbase în aur, dar și rămase aproape fără apă. Totuși băiatul ascultă de sfatul prietenului său și o porni pe cealaltă parte a muntelui, spre Valea Comorilor. Și mergând el așa, îi se păru că aude cum își face apa drum pe sub pământ. Când îi apăru Valea Comorilor în fața ochilor, ce să vadă? Un râu, aidoma râului de aur, izvora dintr-o crăpătură în stâncă și curgea nenumărate râulețe printre movilele de nisip roșu și uscat. Sub ochii lui Gluc, iarba crudă răsărea lângă râurlețe și plantele se înălțau din pământul mustin de apă. Pe malul râului, florile gingașe își deschideau una după alta cupele înmiresmate, precum răsar stelele când amurgul se întețește. Tufele de mirt și cârceii de viță de vie creșteau și brăzdau valea cu umbrele lor prelungi. Și așa Valea Comorilor s-a preschimbat din nou într-o grădină. Toată avuția, pierdută cândva de răutatea și cruzimea celor doi frați, a fost recâștigată prin iubirea inimii lui Gluc. El a trăit mai departe în valea de care v-am spus și pe săraci nu i-a mai izgonit nimeni de la ușa lui. Hambarele i s-au umplut cu grâu și casa cu comori. Pentru el și numai pentru el, așa cum promisese piticul, râul s-a făcut un râu de aur. Chiar și în ziua de azi, localnicii arată locul unde au căzut cele 3 picături de rouă și urmăresc drumul râului de aur pe sub pământ până când apare în Valea Comorilor. Și în vârful cascadei pe care o face râul de aur se mai văd 2 pietre negre, în jurul cărora apa se tânguie jalnic la fiecare scăpătă de soare. Oamenii de prin partea locului le spun încă frații negri.